Dorim ca minutele care ne stau înainte să îl lăudăm pe Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus prin cântări, prin poezii. Pentru început vom cânta cântarea Dacă ai ajuns în ape liniștite. Și toți care au dat să laude pe Domnul. Dacă ai ajuns în ape liniștite și valurile ce s-au depărtat, tu să nu-ți iei privirea de la Domnul, căci nu
nemeritat. Mulțumim. Mulțumim pentru harul lui bogat pe care îl revarsă din veșul în viața noastră. La cântări aveți derogare să purtați mască. Să nu purtați mască, puteți să... Că nu puteți cânta cu mască, vă rog. Bine, cu... Bine în Domnul, mami? Ai, mami? Da. Așa, și se pregătește sora Lena cu o poezie. Nu-l uie în inima,
putem spune așa ca și Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui lăudat. Sora Elena, haide. Vin numai cu două poezie de acasă. La, așa, ține. Sunt poeziile scrise de Tătico. Una o să vă spun astăzi. Ce tainic este timpul de acum? Să-l înțelegi, nu poți adeseori. Ca să pătrunzi în tainic adânc, poți numai cu ajutorul Celui Sfânt. Se frământă în zări îndepărtate, se zbuce omenirea în zadar. Degeaba este orice scusință, căci totul va fi prefăcut în jar. E un timp de mare strântorare, cum n-a mai fost vreodată de atunci, de când o lume, ca și acum, distrus a fost în potopul de apă. Chiar dacă îi spun și cui pe nume, iubite, nu te osteni, zadarnic ai vorbi mereu, căci tot nimic n-ai folosit. Se aud în lume nume vești de jale, cu trembe și venuri deșunate, pe lor și pe oceane atâtea uragane și atâtea mii de vase scufundate. Te uiți în sus, privește văzduhul ce-i încărcat adeseori cu sute și cu mii de cale, se întunecă seminul ca de nori. E amenințată treaga omenire și nu-i speranță de scăpare, degeaba se așteaptă de la dealuri și de la munți atât alinare. Căci ziua de mâine care vine, pe toți va cuprinde la un loc. Nici pentru cei mai tari n-a fi scăpare, vor fi ca spine în fața unui foc. E o zi de răzbunare a lui Jehova, în care El vorbește cu putere, căci a sosit ziua de judecată și nu mai este nicio întârziere. A Domnului fie aproape pentru orice popor de pe pământ. Cum ai făcut, așa ți se va face. Ce ai semănat, culege-vei curând. De-ai semănat în viață tu iubirea, ai roade vei secera. Și la înviere moștenirea, prin mâna Domnului vei căpăta. De-ai semănat în firea pământească, ai roade vei secera în loc de slavă și mărire, tu spre rușine te vei îndrepta. E ultimul ceas care bate și te mai puțin că salva, să aștepți în orice ceas de până, la orice strajă noaptea grea, ca să primești cununa veșniciei pe care Domnul a promis la toți acei care îl așteaptă, păzind cuvântul cum e scris. Amin. Mulțumim, soarele. Așa este. Domnul să ne ajute să semănăm iubire în viața noastră, ca să putem culege răsplata lui Dumnezeu. Se potrivește la această cântare, cântarea 188, ajuns în timpuri grele, cum a fost profeție. Și se pregătește fratele Iuliu, are și el ceva pentru noi. Altă cântare. Nu-i, dar mai cântăm atunci o cântare, adunarea cu eclesia, că are ceva legat de eclesie. E bună aia, știi? Hai să le legăm. Și apoi mai cântăm o cântare, adunarea și după aia să ne facă. Iuri. Ajuns am timpuri grele, cum a fost profeții de spre vremuri, cum în Scripturi să scrieți, când timpul de pe urmă simbă se vor iubind și-n Hristos, profeții,
și pacea te rind. Dorim să piară răul ce lume s-a ivit, să piară și să este această cântare. Parcă pentru tipul acesta a fost scris. Da. Dorim să vină iară Hristos, regele drept, să guverneze lumea cu sceptrul să de fier.
putem și noi striga ca și David, să trăiască Domnul meu. Har și pace, fraților, de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Cine ar putea să ne spună câtă pierdere am avea dacă din slujirea noastră ar lipsi cântările? Muzica este o armonie plăcută pe care o aduce onoare Tatălui nostru Ceresc și totodată este o desfătare permisă sufletelor noastre. Și acest lucru l-a spus un mare muzician, Johann Sebastian Bach. Apostolul Pavel scria Corintenilor în prima sa epistolă, atunci când va adunat de la o altă, unul are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire și toate să le face și trezi de ele să o petească. Iar celor din Efes le spune tot cam acest, cam în felul acesta, în capitolul 5, versetul 19, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnice și cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Astăzi, fraților, aș vrea să amintesc câteva cuvinte despre Eclesia. Nu știu dacă e cea mai potrivit subiect după ce s-a vorbit astăzi, dar toate părțile de adevăr trebuie să le amintim din când în când, ca să avem mereu simțurile treze. Cine ar putea să spună ce înseamnă Eclesia? În două, trei cuvinte. Așa, da. Adunarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi scria copilului său în credință Timotei și aceasta o găsim în 1 Timotei 3 cu 15. Dacă voi zăbovi, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. De aici rezultă că Dumnezeu este proprietarul acestei biserici, acestei eclesii. Dar tot Pavel ne amintește atunci când a făcut a treia călătorie, vizitând mai multe cetăți din Asia, printre care și Efesul, unde l-a cunoscut pe Apollo, el dorea să se întoarcă la Ierusalim ca să participe la ziua cinzecimii. Cred că vă amintiți. Și în drum spre Ierusalim se oprește la Milet, unde cheamă pe prizbiterii bisericii din Efes ca să le dea câteva îndrumări, și ne spune, dacă se poate cumva afișa faptele apostolilor 20 cu 28. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop. Am citit bine? În mijlocul său. Da. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma în mijlocul căruia v-a pus Duhul Sfânt Episcop, pentru că Duhul Sfânt n-a pus pe nimeni peste moștenirea lui Dumnezeu. Unul singur este capul și învățătorul vostru, iar voi toți sunteți frați. Deci,
în mijlocul cărora v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți turma Domnului pe care a câștigat-o cu însu sângele Său. De aici rezultă că Domnul Iisus este proprietarul bisericii. Dar cum Iisus a afirmat, eu și Tatăl suntem una, sigur că e biserica și a lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Eu am notat aici câteva lucruri despre Eclesia și aș vrea să le citesc. Unul dintre cele mai importante cuvinte din Noul Testament este Eclesia, care înseamnă adunarea lui Dumnezeu sau biserică. În toate traducerile românești apare sub formă de biserică. În Atena clasică, Eclesia era adunarea întrunită a poporului. Ea cuprindea pe toți cetățenii cu drepturi civile. Era responsabilă de tot ce se întâmplă în țară. Avea puteri nelimitate. Toate adunările începeau cu rugăciuni și era o democrație adevărată. Lumea romană nici nu a încercat să traducă cuvântul Eclesia, ci l-a transliterat așa cum este. Când studiem cuvântul Eclesia din perspectivă creștină, el înseamnă adunarea lui Dumnezeu, iar cel ce o convoacă este Dumnezeu. Pe lângă fondul grec al cuvântului Eclesia are și un fond ebraic. În Septuaginta termenul redă cuvântul ebraic kahal, care se trage din rădăcina a convoca. El se referă la adunarea lui Israel. În sens ebraic, termenul înseamnă poporul lui Dumnezeu convocat de Dumnezeu. Kahal sau Eclesia este o grupare de oameni care sunt chemați să fie împreună nu pentru motivul că au hotărât ei să se întâlnească, ci pentru că Dumnezeu i-a convocat să asculte vocea Lui. Astăzi, cei mai mulți creștini folosesc termenul Eclesia referindu-se la biserică, la biserica locală sau la o adunare de creștini. Dar Apostolul Pavel o numește adunarea lui Dumnezeu care este în Domnul Iisus Hristos. La adunarea bisericii din Ierusalim, prizbiterul Iacov a luat cuvântul și a zis: Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privire peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care se poarte numele, Faptele Apostolilor 15:14. Acest popor pe care Dumnezeu l-a ales formează Eclesia Lui. Micile noastre adunări locale constituie o parte din această comoară pe care El a ales-o din țarina. Important nu este faptul că facem parte dintr-o adunare locală, ci faptul că facem parte din Biserica lui Dumnezeu. În Noul Testament, cuvântul biserică nu este niciodată folosit pentru a descrie o clădire, ci descrie un grup de oameni care și-au predat inimile lui Dumnezeu. Ei formează cărămizele din care este construit edificiul bisericii al păcii și dreptății. Biserica lui Dumnezeu este cea mai frumoasă expresie pe care Sfântul Pavel o folosește în pistolele sale. Este expresia dragostei lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi existat această dragoste, n-ar fi existat biserica. Lui Timotei îi spune: dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Ceea ce am amintit la început. Eclesia mea este descrisă și ca biserica lui Hristos. Din acest punct de vedere, Hristos este capul Eclesiei. Adunarea trebuie să trăiască și să acționeze în conformitate cu mintea, gândirea și voința lui Hristos. Biserica este trupul lui Hristos, Coloseni 1:24. Eclesia timpurie nu avea clădiri speciale unde să se adune creștinii. Ei se întâlneau în diferite case. Aceste adunări se numeau Eclesii din case. Și avem mai multe referințe. Roman 16:1, 16:19, Coloseni, Filipeni și așa mai departe. De fapt, fiecare casă trebuie să fie o biserică, un locaș în care Dumnezeu poate convoca împreună pe membrii Eclesiei sale. Amin.
Și pentru că sunteți frații mei, aș vrea să vă întind un pic răbdarea, să spun și o poezie în legătură cu Eclesia, inspirată din Cântarea Cântărilor. E un dialog imaginar între un mire și o mireasă, în cazul nostru între mirele ceresc și mireasa sa de pe pământ, care este Eclesia. Am mai spus-o aici, dar acum mi s-a părut că se leagă cu ceea ce am amintit. Să vedem ce spune mirele. Frumoasă ești, iubita mea, cu gura ca o fragă. Deși prigoana te-a negrit, tu îmi ești tot mai dragă. Eclesie, când te-am văzut, era în neființă și să te naști fără un preț era cu neputință. M-ai fermecat și în sinea mea aveam un singur dor. În casa mea să-ți fac un loc și în veci să te ador. Atunci am zis, iată-mă vin, așa scrie cuvântul, de dragul tău m-am coborât să vizitez pământul. Ne-am întâlnit acolo în deal, îți mai aduce aminte? Eram atunci întins pe lemn, lipsit și de veșminte. Pe Golgota eu am plătit un preț, să-mi fii soție, am dat o viață să te am cu mine în veșnicie. Și acum am mireasa, iubitul meu ce-ai apărut din slăbile senine, de când ți-a mirosit parfumul, nu pot fără de tine. La umbra aripilor tale e toată fericirea mea, urcând pe muntele cel sfânt, bolnavă de dragostea ta. Mirele, iubita mea, cu gât frumos și ochi de porumbiță, ce lungă cale ai parcurs prin chin și suferință, curtată de mulți pețitori, tu ai rămas cinstită, de aceea vei fi pentru veci singura mea iubită. În iarna privegiei tale priveai mereu zenitul și-ți așteptai mirele drag să aducă răsăritul. Eu te voi întâlni în văzduh și acolo printre astre vei fi mireasă de împărat în ziua nunții noastre. Mireasa, te-am căutat prin catedrale, dar nu te-am întâlnit. Te-am căutat, te-am ascultat la alte turne și nu te-am auzit. Dar când dorința mea m-a dus în grădina cu crinii, am reîntâlnit surâsul tău și ochii tăi senin. Iubitul meu, dragostea ta ne-a fost cam de la mor, în nopții, deși adeseori am plâns prin valea umbrei morții. Știam că sunt aleasa ta și vei veni la mine, că toate florile ce-am strâns, le-am strâns doar pentru tine. Mirele, frumoasa mea fată de domn ce te usuci de dor și lupți cumplit ca niște oști sub steagurile lor. De 2000 de ani te aștept la pieptul meu să vii, să începem un tanzor de zi și până în veșnicii. Mireasa, o, tu, cel mai frumos bărbat cu smirnă pe veșminte, sunt gata să te întâlnesc pe înălțimi prea sfinte. De acolo 1000 de ani vom domini pe pământ, vom fi în veci de veci uniți pe muntele cel sfânt. Amen. Vă mulțumesc.